În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ce este mai de preț? Aurul sau altarul care sfințește aurul? Iubiți credincioși, în seara aceasta, în ziua de luni din săptămâna patimilor, deja am început un joc al timpului cu totul și totul deosebit. Slujba pe care o facem seara este slujba de a doua zi. Deci iată că noi astăzi, de fapt, trăim bucuria zilei următoare. Și până la Paști acest lucru ne va da de înțeles că, într-un fel, trăim anticipativ. Trăim înainte de a se întâmpla lucrurile. Ne-am întâlnit ieri cu Mântuitorul pe cale către Ierusalim și mergea pe mânzul Asinei, mergea înainte și nu s-a întors, deși știa că în câteva zile poporul va cere să fie răstignit, iar mai mari poporului vor hotărî acest lucru și vor aranja astfel încât până joi seara chiar să-l răstignească. Noi trebuie să învățăm din tot ceea ce s-a întâmplat în perioada aceasta a săptămânii patimilor cu Mântuitorul, să învățăm de la Mântuitorul care trebuie să fie atitudinea noastră atunci când știm că lucrurile o iau pe o anumită pantă, spunem noi, mai puțin comodă pentru noi. Și iată că învățăm astăzi că dacă Mântuitorul nu s-a întors, deși putea să o facă, și noi suntem datori să facem la fel. Să nu ne întoarcem, pentru că a ne întoarce din drumul mai anevoios este cu totul și totul un lucru pe care Biserica nu ne-l învață. Tot postul acesta am învățat să mergem mai departe. Și iată că astăzi aflăm că trebuie să mergem mai departe, chiar dacă drumul ajunge la o mare stare de jertfă pe care ne-o cere Dumnezeu. Și spuneam la început, citând pe Mântuitorul de la Evanghelia după Matei, trebuie să ne punem o întrebare foarte adâncă. Ce este mai de preț? Aurul sau altarul care sfințește aurul? Trecând peste tot Talmudul și tot Vechiul Testament care vorbea despre faptul că atunci dacă cineva se jura pe altar, nu săvârșea nicio fără de lege, dar cel care se jura pe aurul după altar sau pe jertfa după altar, acela săvârșea fără de lege. Așa se întâmplă și cu noi. Din viața noastră, să ne gândim ce este mai important. Mai important este evenimentul în sine sau percepția evenimentului? Mesajul pe care îl primim sau percepția pe care o avem asupra mesajului? Știu oameni care au primit un mesaj extraordinar de dur, au primit diagnostice din cele mai delicate și în momentul acela și-au schimbat viața și-au recroit toată atitudinea vis-a-vis de tot ceea ce trebuie să facă, s-au împăcat cu ei înșiși, au început să își pregătească alte lucrurile, să-și așeze prioritățile în ordinea firească și din acel moment un mesaj dur a devenit o șansă. Înseamnă că, de fapt, nu mesajul în sine este purtător de ceva, ci atitudinea pe care o avem atunci când acel mesaj vine asupra noastră. Nu există niciodată o veste rea. Există semnale, există posibilitatea de a spune stop, până aici a fost și de acum înainte va fi. Există pietre de hotar, borne care să ne spună de unde poate să înceapă o nouă viață. De aceea spuneam că Mântuitorul, atunci când ne sugerează întrebarea ce este mai de preț, aurul sau altarul, trebuie să știm că aurul este mesajul
iar altarul este percepția. Trebuie să gândim săptămâna aceasta că vom primi foarte mult aur, adică foarte multe mesaje, foarte multe lucruri pe care noi le vedem într-o parte sau într-alta. Vom primi în primul rând niște sugestii și ce facem cu ele. De exemplu, într-o zi de muncă, la un moment dat ne uităm la ceas că se face nu știu ce oră și noi știm că după un anumit timp începe o slujbă. Ce facem atunci? În morala creștină, acest capitol este unul foarte, foarte delicat, se numește coliziunea îndatoririlor. Apoi, fraților, dacă ne aflăm la muncă, să nu confundăm lucrurile. Acolo este liturghia noastră, acolo este denia noastră, trebuie să mergem mai departe. Așadar, mesaje de genul acesta, gata, eu mă ocup de acum înainte numai de viață spirituală, să știți că nu își au niciun rost în viața noastră. Dacă spre sfârșitul programului vine șeful cu o cerere ca să rămânem peste program, să știți că liturghia este a rămâne și a face ascultare. Ascultarea este mai mare decât jertfa. Acesta este aurul care vine. Aurul, să știți că nu vine mereu ca în destulare. Aurul poate să vină de cele mai multe ori, chiar așa și este, vine cu o anumită valoare. Dar valoarea în sine, după cum vedeți acum și la bursa aurului, este într-un fel astăzi sau luna viitoare va fi altfel. Așa este și cu viața noastră. Vine mesajul, adică vine aurul, dar valoarea lui constă în percepția pe care o avem noi. Chiar mă întreba cineva dacă trebuie sau dacă este mai bine să investească ceea ce a câștigat în aur. Și am spus, eu unul personal, n-am văzut pe nimeni până acum să își vândă aurul ca să facă altceva. Eu cred că aurul, din punctul meu de vedere, este o groapă în care se aruncă lucruri pe care credem noi că o să le mai folosim și altădată. Nu e chiar așa. Trebuie să știm că, de fapt, percepția bogăției este mult mai importantă. Adică templul și altarul care sfințește darul și aurul. Noi trebuie să știm că orice veste care vine la noi este aur dacă știm să-l folosim. Dacă nu știm însă să-l folosim, viața noastră poate să alunece pe altă cale. Trebuie să fim foarte atenți că săptămâna aceasta este una deosebită în care știm exact pe unde vom trece și dacă șovăim, dacă ne îndoim și dacă vrem să facem lucrurile numai într-un anumit fel ca să ajungem acolo, nu este bine. Sfinții Părinți au o strategie care se numește văzând și făcând. Nu trebuie să-mi fac un plan de astăzi pe mâine, ci mâine când voi trăi evenimentul acela, voi vedea în ce direcție o voi lua. Dar direcția trebuie să o avem săvârșită acum. Chiar îndemnam pe cineva la o strategie. Atunci când avem de luat hotărâri foarte importante, nu trebuie ca acele hotărâri să fie luate la fierbințeală. Trebuie să fie luat un set de măsuri și la care să ținem înainte de a se întâmpla ceva. Doamne ferește, se întâmplă vreun accident. Nu trebuie să mai iei atunci decizie ce fac, mă ascund, fug, un alta, nu. Înainte de a se întâmpla acest lucru, încă de când te pregătești să-ți iei permisul de conducere, să știi clar că trebuie să respecti regulile, rămâi acolo. Și atunci nu te mai poate ispiti întrebarea, bă, poți să fugi? Asta nu mai e o întrebare. Este o ispită care nu și-are niciun rost. De aceea trebuie să avem pentru fiecare categorie dintre planurile noastre lucruri puse la punct înainte de a intra în vria aceea a fierberii. Iubiți credincioși, săptămâna aceasta
Știm că va avea și momente mai dificile, pentru că suntem după atâtea săptămâni de post, poate că am deranjat pe cineva pe care nu ne-am dat seama că l-am deranjat, poate că au fost lucruri pe care noi le-am crezut că merg într-o anumită direcție și le-au mers în altă direcție, și de aceea trebuie să ne pregătim că acum suntem în brațul acela scurt de care vorbeam și altă dată, brațul de lângă fapte, așa cum este și crucea. Crucea nu este o intersecție de elemente la mijloc, ci transversala, orizontala, este mult mai aproape de cer decât de pământ, adică brațul de jos este mai lung și brațul de sus, care nu mai rămâne, este mai scurt, pentru că acolo este altarul care sfințește darul. Spre perioada aceasta, spre înviere, ne putem apropia de ideea de altar care suntem noi și care trebuie să sfințim orice dar. Să rânduiască Dumnezeu ca în această săptămână pe care, iată, cu ajutorul Domnului am început-o, să ne înțelepțim, să avem mai multă răbdare, mai multă îngăduință și să nu uităm că orice dar pe care îl primim, îl primim și îl valorificăm în măsura în care altarul este mai important decât darul care vine la el. Așa să ne ajute Dumnezeu să înțelegem.